Abel, și aștept fotul lui să vină și cravata, cum îmi cerește de astăzi. Păi, Vanela, dacă vineți voi la putere, ce funcție îmi dai? Arma, ranița, scorbura și tranșaia. Aici nu există cravată, nu există burta plină și mațu. Și vilă și de-astea. Pentru națiune și pentru popor facem, pentru țară. Deci, nu există. Și atunci am intrat un studiu de mișcări regionale și aici zic, bă, să vedem dacă mă pot încadra. Strângând documente, cărți, trecând pe la toți cei bătrâni, veterani care au venit prin pușcării, arestați chiar și de pe vremea lui Antonescu, am și acum mulți camarați, că le zic camarați, deși sunt dinași la ei, am intrat în studiul mișcării. Și zic, mă, cam aici e locul meu. Unde e vorba de armă, raniță, pistol, ștreang, dreptate. Pe loc. Pentru că nu-mi bagi tu mâna mie în buzunar și îmi pui mâna în gât și mă mai pui și a doua. Și așa ați aflat de Corneliu Zelea Codreanu prima dată sau știați dinainte? Știam dinainte. Platforma lui n-a fost așa dură ca mea, pentru că de aceasta o pierdut. Pentru că dacă din perioadele și din documentele pe care le-am și le-am studiat, și lui Hitler a fost frică de legionari. Deci lui Hitler a fost frică de legionari. Da. Pentru că Antonescu, când a fost chemat la Hitler, nu, regele Carol al II-lea a fost chemat la Hitler, zice, când te îndorci să nu mai fie Corneliu Zelea Codreanu. Și între oamenii nu mai fost. Deci, când l-au terminat. Deci, lui Hitler i-a fost frică de mișcarea legionară din România. Deci și la nemți. Nu le-a fost frică de americani și de ruși, ca de legionară din România. Legionarismul. A nu s-au fost mai puternici și nu au fost mai răi. Mai buni ca lui, cum erau vastica lor. Cum erau ăla lor de... Cum... Uite, acum nu vine... Acum aveau o credință mult mai mare. Mult mai mare. Deci numai piloți japonezi erau ca legionari. Deci cu legionară, când pleca pe un drum și avea dreptate, mort sau viu. Deci nu este care de întoarcere. Deci am intrat în studiu, m-am documentat, acum și pe aici sunt, au fost mulți legionari care îns ca peste tot, știi? Dar nu nimica, aici trebuie să cedezi dacă ai intrat și nu-ți faci datoria și nu te simți în stare, pleci, nu stai să-ți pui cartușul în frunte, pentru că ți-l iei. Nu stai și mă tratezi și te duc în spate și te tărăzi după mine. Nu trebuie să te iau în spate, știi? Deci cu ideile, cu tot ce avem de făcut pentru țară, pentru popor, aici nu stai, pleci. Deci nu-ți face nimeni nimic. Dar pleci fără trădare, pentru că pedeapsa trădării una singură este. Cartușul, nu se poate altceva. Da. Am avea multe de discutat, sunt un pic acum, că nu dorm nopți întregi. Am peste 100 de procese cu statul. Am văzut că lucrați din greu, statului. Pregătiți? Am procese grele și mai multe cu instituțiile statului, deci cu statul român. Am o grămadă de procese prin care nici nu cred că ni pot îmbârliga pe vechii și pe noi. Pe vechii din aparatul de stat, că-i justiție, că-i parchet, că-i poliție, că-i serii, că-i primărie, că-i prefectură, că-i minister, că-i cotroceni, că-i parlament. Nici nu mă gândesc să nu-i înșurubesc. La pușcărie, că am dat. Nici nu mă gândesc. Problemele sunt de pușcărie, dar încă nu le-a venit timpul. Deci documentele și rechizitoarele mele și anchetele mele sunt pentru temniță. Acum, dar sunt singur. Am vrut să vă întreb, că totuși ați fost, după cum se vede din acte, deținut politic fără discuție, că e recunoscut chiar și de CNSAS. Primiți vreo indemnizație pentru asta? Aveți o pensie sau... De exemplu, concluziile procurorului general militar, care de 20 de ani de zile m-au... Sunt aici documentele referatele. Cazul meu a fost dat de Parlament la procurorul general militar. Ia uite concluziile procurorului general militar. Hai Popov, în rezervă. Ia uite ce spune aici. Se poate conchide față de toate cele de mai sus că petreționarul Drăghicion, din perspectiva evoluției acestor dosare, are calitatea de victimă a fostului regim comunist, el înfățișindu-se de-a lungul acestei întregi perioade în calitate de victimă a abuzurilor și încălcărilor drepturilor omului în perioada regimului comunist. Deci asta e concluziile trase acum din 2009. Deci, și pentru asta statul român vă acordă o sumă de bani sau? Da, ia uitați câte dosare au fost pe mâna lui. Dosare și pe urmă probe. Ia uitați câte sunt aici. Înainte de a mele, așa fa mea, lui tata, așa lui fratele meu. Crimile comunismului. De exemplu, de aici. Institutul de Investigare a Crimilor Comunismului. Deci, iară trag concluziile în 8-12-2009 către Drăghicior. Și atunci, aici trece toate abuzurile pe care le-au făcut ei în mare împotriva poporului român, de care amintește. Condamnările de drept comun, la decât 153, internările psihice. Deci aici trage concluziile, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, concluziile, din care, uite, ce spune. Analiza instituției nostru și punctul de vedere prezentat s-a întemeiat pe documentele CNSAS-ului și peste tot, uite, parchetului general, mai multe instituții,
Curtea militară, față de cele de mai sus, considerăm că în timpul regimului comunist a suferit abuzuri și grave încălcări ale dreptului și libertății fundamentale datorită atitudinii ostile împotriva regimului și a curajului manifestat în apărarea libertății de conștiință. Deci crimele comunismului. Dar uite la crimele comunismului aici, uitați cum vedeți volumul la mare, unde vi l-am pus eu pe la mare, crimele comunismului. Câte fire? Sunt 11 volume cu 653 de fire. Deci, uite aici. Deci aici e volumul de la crimele comunismului. Da. Care se află pe țară, nu știu dacă mai este altul, dacă am eu pe țară. Aici ai niște investigații făcute de 20 de ani pe cont propriu și aici așa amintește. Și înainte de 90. Pe cale logică. Deci aici sunt documente începând bun, din tineret. Okay. Și pentru toate astea, vreau să zic că statul român vă dă lunar o sumă de bani? Da, lunar o sumă de bani. Aici, acum, uite, mi-a venit acum. Dar nu acum glumiți sau chiar vă dă? Acum chiar glumesc. Păi trebuie să glumesc, că n-am un control, nici să glumesc. Păi de-aia zic, deci nu vă dă nimic. De ba da, ba da, ba da. Cum să nu-mi dă? Imediat îmi dă. Că totuși ăștia, Ion Iliescu ia o pensie de revoluționar sau... Nu am, sunt activ, ca revoluționar, deși am făcut-o, eram în temniță, am făcut-o, nu a fost în pușcării, ci am făcut-o în pușcării, în temniță, am condus-o, am făcut-o din motive politice, nu mi-am băgat dosarul la timp pentru că am scămut-o prin justiție și doar onorific, pentru că n-a fost rănit și n-a murit, onorific, ca bandiții ăștia care au pus botul acum de ne fură, iar ne fură și revoluționarii că ne fură, toți ne fură. Da. Onorific ăsta activ. Am introdus activ, am dosarul puternic aici cu răspunsul de la instituțiile statului, doi martori falși. Eu la tine, tu la mine. Și mi-a răspuns că ăsta activ. Dar înseamnă pe rol acum ca să-mi recunoască onorific. Acțiune în constatare. Deci numai onorific. Ca luptător în rezistența anticomunistă, că am rezistat, iar onorific sunt cu dosarul, dar iar startiv respins de Ministerul Justiției, de bandiții, mă, de acolo, de la comisia. De... Deci startiv. Pentru că nu m-am dus să pui votul la, știi, să pun votul când toate ele așa. Startiv. Mă uite aici să vorbim, să ne reîntoarcem acum la drepturile pe care le am eu. Acum vine o decizie, 21.003, adică 213.546 din 20.05.2010. Nu am 63 de am 62 de ani. La 63 de ani și 5 luni intru la drept de pensie. Deci acum am 62 și 6 luni. Nu am nici anii aia, nu am nici ceilalți lucrează 33, pentru că de-abia am strâns 25 de ani ca pensie. Deci nu beneficiez nicio leu de pensie de drept, pentru că nu am anii mei, sunt în ceilalți 12 ani care stau la ei de pușcărie și de nebuni, pe care nu mi-i recunosc. Deci bandiță și tâlhare nu recunosc acei 12 ani la care l-am băgat la drept comun și tratat cu capul. 12 ani. Și atunci ăștia vine acum și îmi dă o sentință, gunoaiele astea de la tribunal, gunoaiele astea care sunt pundă neagră, îmi dă o sentință și recunoaște 4 internări. În 9-7-79 până în 16-7-79. Așa, de la psiatrie, Spitalul Județean Alba. Aici m-a arestat procurorul partidului David, de acolo evadez și atunci mă arestează de la CCU, de-o reușit să pună mâna pe mine. Aveam un copil, mi l-a luat ei cu soția, m-au divorțat și-a luat coasa la ei. Ultraje, 7 ani de ultraj, printre și la Comșa, la Mircea, președinte, iar un an de zile. Deci 7 ani de zile, de aici au început arestările, știi, că până aici n-au putut, amenzi, condamnări, loc deci, de muncă. Deci practic vor lua copilul. Păi au intrat în familie, nu a fost destul ce mi-au făcut, au venit să iei copilul cu forță de 2 ani jumate și-a luat coasa la ei. Aveau o hotărâre judecătorească să-l dea la fosta soție. Poveste. Au intrat în familie. Și atunci mi-au băgat un an, am acei ani de ultraj. Și atunci te-am recunoaște. Deci în data în 79, 15-10 când mă arestează la București, 79, 11, așa, până în 11-79, uite unde sunt, în spitalul penitenciar București, Jilava. Deci eram în detenție. Uh-huh. Și atunci, dacă am fost în detenție, de ce nu recunoști și pușcăria?